O altă minune vreau să vă spun că acum 2-3 ani de zile, într-o zi de vară, pentru că am surori și frați pocăiți, o soră, Monica, a zis că să mergem la ea acasă să ne rugăm și cum unii vara fac tot felul de alte lucruri, este bine să avem prieteni pocăiți, este bine să avem frați și surori pocăite. Și într-o zi de vară am mers la rugăciune la ea acasă și ne-am rugat și mă rugam în românește și pentru că nu mă simțeam atât de vrednic să vorbesc în alte limbi și mă rugam în românește și am început să mă rog, Doamne, nu îngădui ca tatăl meu să facă infarct, nu îngădui ca tatăl meu să întâmple ceva, nu îngădui ca să moară. Și nu știam de ce mă rog așa, niciodată nu m-am rugat așa. După aceea mi-a spus o soră că dacă Dumnezeu vrea să lucreze așa, de ce te împotrivești tu? Într-adevăr, eu am avut un gând duhovnicesc, dar nu acesta este fostanul lui Dumnezeu. La a doua rugăciune, din nou, am început să mă rog pentru tatăl meu. Eu mă rog pentru tatăl meu, dar niciodată nu m-am rugat așa specific. Doamne, nu îngădui ca să facă infarct. Doamne, nu îngădui ca să moară. Tot așa m-am rugat. Nu știam de ce m-am rugat așa, nu s-a întâmplat nimic, dar peste 3 săptămâni vreau să vă spun că un unchi de-al meu, la 61 de ani, într-adevăr avea ceva probleme de sănătate, dar la 61 de ani a făcut infarct și a murit într-o dimineață. Eu m-am gândit că poate doar oamenii în vârstă fac infarct. Eu n-am știut că și oamenii mai tineri fac infarct. Și m-am uitat pe internet și am văzut că un frate dintr-o altă biserică la 47 de ani a făcut infarct și a murit. Și atunci mi-am dat seama că în acea zi, când eu eram la rugăciune și mă rugam în românește, Duhul Domnului a mijlocit în românește prin mine pentru tatăl meu ca să nu moară, să nu facă infarct. Nu are nicio problemă de sănătate gravă, dar nu știi când poți să faci infarct. Și Dumnezeu i-a dat protecție, tatăl meu nu a făcut infarct și pentru că satana a vrut să iei o viață din neamul meu și așa mai departe, a luat pe un unchi al meu care într-o dimineață, la 8 dimineața, a murit. Pur și simplu a murit. Și atunci am înțeles că Dumnezeu a dat protecție tatălui meu, nu a îngăduit să moară, chiar dacă el este împotriva lui Dumnezeu, dar Dumnezeu îl iubește, Dumnezeu mă iubește pe mine și nu a îngăduit să rămân fără tată și Dumnezeu a dat protecție. Și vreau ca să vă încredeți în Dumnezeu, să vă încredeți în El, că El este Cel care dă viață. El este Cel care o dat protecție tatălui meu și dacă este voia Lui ca să dea viață, dacă este voia Lui ca să mai dea a doua, a treia șansă la pocăință, Dumnezeu este bun. Aleluia. Dumnezeu, ca să ne îndreptăm, Dumnezeu ne mustră, dar Dumnezeu nu iubește mustrarea, ci Dumnezeu iubește ca noi în dragoste să ne întoarcem la El. Numai că noi de multe ori în dragoste nu vrem să ne întoarcem. Dar zic ca Domnul să ne ajute să ascultăm și să ne pocăim și să ne îndreptăm. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze și pe dumneavoastră, și pe Daniel, și pe Iosif, și pe noi, pe fiecare, Dumnezeu să ne ajute să stăm lângă El. Vreau să vă spun că Dumnezeu mi-a făcut mult bine și m-am rugat cu Domnului să mă vindece de o problemă de sănătate. Am avut o problemă puternică cu acnea, cu coșurile. Am luat de la cineva și a fost o problemă foarte puternică și am rugat Domnului ca să mă vindece. Pentru că era mai grav. Acum, prin harul Domnului, mi-a trecut. Și am rugat Domnului, am zis că vreau să mă rog 100 de zile. După aceea am lăsat mai jos că nu eram așa puternic. Am zis că mă rog vreo 30 de zile ca Dumnezeu să mă vindece. Și m-am rugat vreo 30 de zile și nu s-a întâmplat nimica. Și vreau să vă spun sincer că eu am crezut. Că am crezut că Dumnezeu poate să mă vindece de acest virus și această problemă care era. Nu s-a întâmplat nimica. Și am fost la un cer de rugăciune și Dumnezeu mi-a vorbit că Dumnezeu vrea să mă ridice. Dar între timp eu aveam o problemă la ficat. Eu aveam o problemă la ficat, o enzimă nu funcționa bine la ficat. Și când mâncam fructe nespălate sau când mâncam ceva nespălate, mi-era foarte rău. Am fost internat 10 zile în spital, când eram în clasa 10-a, o săptămână am fost internat în spital. După aceea am mâncat ceva rău și vărsam, mă durea stomacul, nu puteam să merg la lucru, nu puteam să, am crezut că mor într-o dimineață, nu puteam să fac nimic, am avut un vis că cum că aș muri și satan dă vise și de la, vin vise și de la cel rău, din mulțimea gândurilor, de la Dumnezeu și de la cel rău. Am văzut niște muște care vreau să-mi intre în gură și vedeam tot așa roșu și negru și satan vrea să mă moare, dar Dumnezeu nu a îngăduit lucrul acesta. Și după ce m-am rugat 30 de zile ca Dumnezeu să mă vindece de o problemă cu coșurile și așa mai departe, într-o dimineață, în timp ce m-am trezit la 8, nu s-a întâmplat nimic și eu m-am mai culcat ca să dorm până la 10, că îmi place să dorm câteodată dimineața, să nu dorm mai mult. Și când m-am culcat a doua oară dimineață, am avut un vis din partea lui Dumnezeu. Eram într-o circunstanță și a apărut un mesager al lui Dumnezeu și mi-a zis, de ce ești așa? Și am spus, pentru că Domnul nu lucrează. Și acest mesager mi-a spus așa, astăzi Domnul va lucra. Am avut acest vis și înainte de acest vis am văzut un duh demonic
un demon care era vis, stătea cu spatele și după aceea s-a întors la mine și când s-a întors la mine am avut un atac demonic, a început acest duh demonic să mă atace și prin harul lui Dumnezeu am spus câteva cuvinte în altă limbă, am împotrivit prin Duhul Domnului și l-am biruit. Și după ce am avut această biruință în lumea spirituală, am avut acest vis cu acest străger, cu acest mesager al lui Dumnezeu, nu mi s-a dat ca fiind înger, zice în Ezechiel și în Daniel, zice străger la un moment dat, și mi-a spus un mesaj că astăzi Domnul va lucra. Am fost din nou la rugăciune, ne-am rugat pentru că este bine ca să ne rugăm și mi-a spus Dumnezeu că astăzi mă ating de burta ta. N-am înțeles ce este lucrul acesta. Prima zi nu s-a întâmplat nimic, a doua zi nu s-a întâmplat nimic, a treia zi nu s-a întâmplat nimic. Dar din a treia zi am început să mă simt mai bine și vreau să vă spun că de atunci, de vreo 4 ani de zile, cred, sunt 4 ani de zile, n-am mai avut nicio problemă la ficat. Niciodată n-am avut problemă cu acea enzimă, nu mi-a mai fost rău în acel mod, n-am mai învățat în acel mod și nu s-a mai întâmplat nimic așa grav, pentru că Dumnezeu m-a vindecat de acea problemă care am avut-o la ficat. Și am înțeles că era un duc demonic care, doctorii mi-au spus că era o problemă din generație în generație și am înțeles, cum și în Levitic spune și în Vechiul Testament, că sunt legături care vin din generație în generație, demoni care vin din generație în generație și acea legătură demonică era cum ar veni pe ficatul meu și era pe în exterior, pentru că în interior era Duhul lui Dumnezeu. Și prin harul lui Dumnezeu, după ce m-am rugat 30 de zile ca Dumnezeu să mă vindece de ceva, eu nu am găduit să fiu vindecat de acel lucru, dar Dumnezeu m-a vindecat de problema care am avut-o la ficat. Un sindrom Gilbert îi spune, dar Dumnezeu m-a vindecat, slăvit să fie numele Lui. Amin. Și vreau să credeți că Dumnezeu este cel ce vindecă și astăzi, este Dumnezeu ce mântuiește și astăzi, este Dumnezeu cel ce dă viață și astăzi. Amin. Și Dumnezeu lucrează. Vreau să vă încredințez în brațul Domnului că Dumnezeu este cel ce eliberează de dependențe și El este cel ce ne botează cu Duhul Sfânt și ne dă viață să putem să fim liberi. Vreau să vă încredințez că Dumnezeu este cel care ne dă loc de muncă. Că Dumnezeu este cel care nu ne lipsește pâinea de pe masă și toată zidim o a doua casă, zidim o a treia casă. Dumnezeu ne poartă de grijă și nu ne lasă. Dumnezeu ne iubește. Dar Domnul să ne ajute și noi să fim lângă El. Amin. Și vreau să vă îndemn ca să stați lângă Dumnezeu, să citiți din Sfânta Scriptură, să vă rugați. Și mai recent, pe experiență, cred că anul trecut, un frate, prieten de-al meu, s-a însurat și după ce s-a însurat, pentru că s-a însurat la o vârstă destul de înaintată, 35 de ani, cam așa, avea ceva probleme, nu se înțelegeau și până la urmă a zis că o să divorțeze și nu este plăcut înaintea Domnului să divorțăm. Și fratele acesta mi-a spus să mă rog pentru ei și să mă rog. Și am început să mă rog câteva zile și într-o duminică am avut mai multe atacuri demonice. Într-o duminică, după masa între biserici, am simțit cum un duc demonic m-a atacat și am simțit că nu este așa puternic. Spune Biblia că sunt mai multe tipuri și zice că atunci când un duc demonic e astăzi dintr-un om merge și caută și cheamă alte 7 duhuri mai rele. Deci sunt duhuri demonice care sunt mai slabe și alte care sunt mai puternice. Și am avut al doilea atac demonic și am întors pe cealaltă parte și am adormit din nou. După aceea am avut al treilea atac demonic și acest duh demonic am simțit cum m-a atacat și m-a împresurat. Și mi s-a arătat în vis ca o piramidă și niște hârblițe și am înțeles că este un duh demonic vechi, pentru că sunt unele duhuri de la început și sunt alte duhuri care sunt dezlegate în vremea de pe urmă. Și acest duh demonic m-a atacat pentru că mă rugam pentru această familie. După ce am avut acest vis, din nou am încercat să mă împotrivesc, nu l-am biruit și m-am culcat din nou și am avut un al patrulea atac demonic. Și acest duh demonic l-am văzut cum a intrat pe geam. A intrat pe geam și s-a așezat lângă mine. Vedeam așa oarecum forma lui. Am împotrivit, nu știu dacă ați simțit de multe ori, în duh cum am împotrivit, în duhul să mă împotrivesc acelui duh demonic. Și era foarte greu și am ridicat în picioare, am spus câteva cuvinte în altă limbă și l-am mustrat. Și am văzut cum acest duh demonic a ieșit de la mine din casă și a mers vreo 30 de metri în lateral. Și atunci am înțeles că la această familie era un duc demonic care vrea să se despartă. Vrea să se certau. Noi avem fire și de multe ori avem mândrie, orgolii și răutate și ne certăm și suntem oameni slabi. Dar sunt de multe ori și duhuri demonice care amplifică aceste stări și care vin din exterior. Și am înțeles că era un duc demonic în această familie care vrea să se despartă, să divorțeze, pentru că Dumnezeu nu iubește divorțul. Și am reușit să mustru acest duc demonic, dar acest duc demonic se va întoarce. Nu i-am spus fratelui, am așteptat o săptămână să văd ce se întâmplă. A început să înțeleagă bine cu sora, nu au mai depus sora actele la divorț și așa mai departe.
dar după 6 luni de zile din nou vreau să divorțeze. Și după ce a avut din nou să divorțeze, Dumnezeu i-a vorbit prin proroci ca să se pocăiască, să se apropie de Dumnezeu, că dacă nu, Dumnezeu îi va îndrepta cu boală și cu așa mai departe. Până la urmă le-a dat Dumnezeu câteva încercări, câteva dureri, câte o boală și au trecut de atunci 3 ani de zile și prin harul Domnului nu s-au despărțit și acum stau împreună, se iubesc și Dumnezeu le-a dat biruință, pentru că Dumnezeu vede atunci când unul mijlocește, chiar dacă dumneavoastră poate nu mai puteți într-o anumită circunstanță, într-o anumită boală, într-o anumită luptă. Vreau să vă spun că dacă mijlocim unii pentru ceilalți, dacă mijlocim, Dumnezeu ne ascultă rugăciunea și El ne dă biruință împotriva celui rău, pentru că și Arhanghelul Mihail, când s-a luptat cu cel rău, cu celul Moise, a spus, Domnul să te mute, nu a spus nimic mai grav, dar s-a împotrivit celui rău. Și atunci spune acolo în Sfânta Scriptură că ascultați de Dumnezeu, împotriviți-vă tare vrăjmașului și El va fugi de la voi. De aceea vreau ca noi, ca și copii al lui Dumnezeu, să mijlocim unii pentru alții și să ne împotrivim stărilor neplăcute și demonice. Și Dumnezeu la această familie i-a dat o a doua șansă, nu s-au despărțit, nu au depus actele de divorț și sunt împreună, pentru că Dumnezeu iubește familia, Dumnezeu ne iubește și Dumnezeu dă viață. Și vreau să vă spun că El este Cel care poartă de grijă. El este Cel care se îngrijește de noi, El este Cel care lucrează și El este Cel care de multe ori, chiar în greutăți, ne alină suspinul și ne dă viață. Și vreau ca Dumnezeu să ne ajute să nu dăm înapoi, Dumnezeu să ne ajute să Îl iubim, să-L slujim și să putem să trăim pentru Dumnezeu. O altă experiență care vreau să vă mai zic. În timp ce eram acasă, mă rugam Domnului ca să mă întărească, să pot să mă sfințesc, să pot să mă curățesc, să pot să fiu plăcut Domnului și seara, pentru că Dumnezeu m-a dat darul acesta visurilor și Dumnezeu îmi vorbește prin această metodă, prin vise. În timp ce eram seara acasă, am văzut cum pe balcon a intrat Duhul Domnului și a intrat Duhul Domnului la mine în cameră, am văzut cum stătea înaintea mea, am văzut așa o siluetă și am văzut așa un albastru și un fum și un nor. Și era Duhul Domnului la mine în cameră și Duhul Domnului a sărit de acolo și a intrat în gura mea, a intrat în interiorul meu. Atunci, ca și cum am leșinat, am dat ochii peste cap, dar eu eram în vis, eu vedeam toate lucrurile acestea. Și Duhul Domnului a intrat în interiorul meu, am început să mă văd pe dinăuntru, am început să-mi văd coastele, să-mi văd așa corpul pe dinăuntru. Și după aceea am văzut înăuntru o explozie, pentru că în Noul Testament spune un termen din greacă, dunamis, care este dinamită sau putere, pentru că Duhul Domnului este o putere. Atunci Duhul Domnului s-a răspândit în tot trupul meu și ca și cum aș trage aer în plămâni, s-a întâmplat invers. Am avut aer din plămâni în exterior. Duhul Domnului m-a umplut din interior spre exterior și Duhul Domnului în acea perioadă mi-a dat putere ca să pot să merg mai departe, pentru că Dumnezeu este Cel care dă viață și Dumnezeu este Cel care ne ajută ca noi ceea ce citim în Sfânta Scriptură, ceea ce a făcut Iisus Hristos. Spune acolo și îmi place tare, atât de mult în Luca, că Iisus Hristos mergea prin sate, prin cătune, predica Evanghelia săracilor, vindeca pe cei bolnavi, elibera pe demonizați și răspândea Evanghelia. Și aceste lucruri trebuie să le facem noi. Dacă avem această... Evident, sunt diverse chemări, dar noi trebuie să trăim așa cum a trăit Domnul Iisus Hristos și dacă ne sfințim și dacă ne curățim, vom avea aceleași experiențe, poate altele mai mari, poate mai mici. Cele lucrurile care s-au întâmplat în Sfânta Scriptură se vor întâmpla și în viața noastră, pentru că Dumnezeu este același și noi suntem copiii lui Dumnezeu și vreau să vă rugați și dumneavoastră să credeți în Dumnezeu și să vă întărească prin experiențe personale, prin ceea ce s-a întâmplat în viața mea, dar și prin ce trăiți dumneavoastră și Domnul să vă întărească. Acum câteva luni de zile eram în camera mea și tot așa am dormit și în timp ce dormeam am avut un vis, stăteam în pat și am văzut cum o furtună a intrat în camera mea și era o furtună puternică, era un duc demonic care mă trăgea așa lângă el și pentru că nu eram bine spiritual, câteodată în vise ni se arată și starea și vedem câteodată că nu suntem bine spiritual, nu am putut să biruiesc acest duc demonic, am încercat să mă împotrivesc și n-am putut să biruiesc. Era o furtună mare care mă trăgea către ea așa în cameră și am încercat să-l biruiesc și nu am putut, dar eu am zis, Iisus te-a biruit, Iisus te-a biruit. Și când am spus lucrul acesta, am început să am putere și nu a putut acest duc demonic să mă biruiască și am ieșit biruitor din vis. Și după acest vis am înțeles că starea mea spirituală nu era chiar atât de bună, dar
Iisus Hristos, la sfârșit, prin Apocalipsa, Mielul lui Dumnezeu va birui. Și noi, dacă stăm lângă Dumnezeu, chiar dacă câteodată suntem slabi, prin Iisus Hristos suntem vindecați, prin Iisus Hristos suntem eliberați, prin Iisus Hristos suntem mântuiți și la sfârșit noi vom birui. Dar întrebarea se pune că vom mai rămâne noi până la sfârșit. Pentru că noi am fost mântuiți, suntem mântuiți și vom fi mântuiți dacă ne vom duce până la capăt. Că zice Domnul Iisus Hristos că El ce a început în noi va duce până la capăt. Dar noi trebuie să rămânem lângă El și noi să ne facem partea. De aceea, și dacă aveți împotriviri și vă ajutați să se împotrivește, Dumnezeu să vă întărească și pe dumneavoastră și pe noi, să nu dăm înapoi și să mergem înainte pentru că Dumnezeu ne iubește. Să dăm în aceasta, din nou mi-am dorit să vin, am vorbit să venim în Oltenia și părinții mei iar au zis că mă desmostenesc. Tatăl meu mi-a pus să beau alcool, am zis că nu vreau să beau alcool și așa mai departe. Și am zis că cum poate copilul să fie pocăit și așa mai departe. Și pentru că ei nu înțeleg și dar Dumnezeu m-a ținut și Dumnezeu mi-a dat putere, chiar dacă a fost greu și ne-am certat și așa mai departe. Ne-am dat înapoi și sunt în dimineața aceasta, în această casă de rugăciune, ca să vă spun că Dumnezeu vă iubește. Că Dumnezeu a murit, a dat pe Fiul Său ca să moară pentru păcatele dumneavoastră și pentru păcatele mele. Și Domnul să ne ajute să mergem înainte, să nu dăm înapoi și Dumnezeu să se împingă toiagul lui de biruință în dreptul nostru. Și Dumnezeu poate anul acesta ne va da biruință, poate anul acesta vă va da vindecare, poate anul acesta vă va da, nu știu, o eliberare despre, poate aveți o povară. Da. Dumnezeu să vă elibereze. Dumnezeu să, poate anul acesta vă veți ridica și veți veni mai mult la casa de rugăciune. Dumnezeu vrea ca noi să ne rugăm, noi nu știm timpul. Din păcate, noi am dorit să fie astăzi, ne-am dorit să fie mâine. Dar nu știm dacă anul acesta sau poate anul viitor. Dar ne încredem în Dumnezeu că El va întregi bucuria, El va întregi fiecare ceea ce are nevoie și dacă aveți nevoie de un loc de muncă, Dumnezeu să vă dea un loc de muncă. Dacă aveți nevoie ca Dumnezeu să vă dea vindecare fiicei dumneavoastră sau copiilor dumneavoastră, Dumnezeu, dacă El dorește să dea vindecare, să dea vindecare. Dacă El vrea să prelungească suferința, să smerească, noi nu putem forța, noi nu vindecăm. Nu omul vindecă, Domnul Iisus Hristos. Dacă aveți copii și nepoți care Dumnezeu, care sunt nemântiți, Dumnezeu să-i mântuiască și aș vrea ca să ne ridicăm în picioare și să facem o rugăciune pentru aceste cauze. Ca Dumnezeu să lucreze și aș vrea ca, dacă doriți, să vă spuneți cauzele care le aveți înaintea bisericii și înaintea Domnului, dacă doriți. Le spuneți și noi ne vom ruga pentru acestea. Eu pot să mă rog pentru cauzele mele, Iosif pentru ale lui și Noemi pentru cauzele ele. Dar nu e atât de folositor, că noi ne putem ruga acasă. Noi ne-am dorit să ne rugăm pentru cauzele dumneavoastră. Atunci și să spuneți.